este o, a fost o soluție și o idee de necesară și de succes. Până în acest moment am primit din cadrul asociațiilor și de la scări de bloc care nu sunt organizate în forme asociative, 58 de solicitări. Ele sunt mai multe, dar și cei de la asociație până își fac documentele, mai sunt și asociații care așteaptă să și le strângă pe toate și să vină cu toate. Am zis, faceți, ați făcut două, trei, le aduceți ca să le demarăm, să le dăm drumul. Din care 15 sunt finalizate în acest moment și recepționate. Iar 13 sunt în stadiu de finalizare până la sfârșitul săptămânii. Mergem pas cu pas. Problema se pune că nu avem firme care să facă acest lucru. S-au înscris la început 10 firme, dar când au văzut costurile aprobate de Consiliu, s-au întors. Costurile acestea sunt costuri standard, noi nu le putem nici mări, nici micșora. Au fost calculate sau determinate pe baza unei analize. Ce înseamnă? Deci nu au consumuri. Folosesc acele motopompe care se racordează din scara blocului sau electropompe, motopompe sau electropompe de evacuare a apei și alea e 0,9 lei sau nu știu cu pe metru cub și nu e nicio problemă, să încadrează în cost. Iar la partea de grosier este 29 de lei pe metru cub, care e un preț corect, întrucât nu plătesc niciun leu mai departe către APA Service sau către operatorul care preia gunoiul. Deci e doar cost de curățenie. Cine și-a făcut firmă și vrea să lucreze, câștigă bani. Sunt 4 miliarde în joc, deci sunt bani destul ca să-și încaseze destul bani, având în vedere că, până la urmă, e doar muncă vie și atât. Ceva utilaj. Dar este muncă vie. Până acum sunt două sau trei firme care lucrează continuu. Grosierul duc la cei de la APA Service, la depozit jos, la stația de epurare, în containere și îl preiau ei, nu știu cum, într-un sistem în care îl bagă, îl pompează. Scot, îl duce în asta și de acolo îl preia sau care își dă. Deci sunt 58 de solicitări făcute de asociații, din care 15 sunt finalizate și recepționate, iar 13 sunt într-un stadiu de finalizare. Dacă, până la sfârșitul săptămânii, deci cele 28, dacă actele sunt gata și finalizarea și a reparației la subsol este gata, în regim de urgență o să rog pe cei de la DAS sau de la serviciile publice din primărie să facă documentația ca să putem să-l facem plata la această sfârșit de lună, la ședința din luna aceasta. Dacă nu, când avem ședințe extraordinare, când avem, le punem pe ordinea de zi și facem plata. În același timp, deci acelea care sunt recepționate sunt clar și cu reparații făcute. Fiindcă nu recepționăm o lucrare care nu are reparația făcută. Cred că în Tineretului cât încape și undeva la pasarel pe partea stângă. În blocul, în ansamblu 71, 68, 70, 71. Deci de la Dr. Iacob în zona aceea. Știu că s-a intrat pe două zone. Bani nu dăm pentru asta. Să vă dau un răspuns academic sau un răspuns de ghinion. Ghinion. Da. O să încercăm la blocurile acestea. Eu am vorbit cu APA Service și e bine să-mi faceți o întâmpinare. Și cel mai repede funcționează sistemul, cum îl spun la toată lumea, pe Facebook sau pe adresa primăriei, de mail la primăriei. E mult mai rapid decât hârtia și vă spun și cu finalitate mult mai rapidă. Pentru că se poate pune un rijlag, un clapet de unisens. De unisens, care să ducă doar așa, dar să nu... Când revine înapoi, să închide. N-ați vorbit cu cine trebuie. Întrebări?
partid politic. Atunci când nu mi-au votat...